Investim în drumuri, investim în viitor. Drumul Național 29D Botoșani-Ștefănești, principala legătură rutieră între municipiul Reședință de Județ și Vama Stânca-Costești, una din porțile estice de acces în Uniunea Europeană, a fost modernizat. Este un proiect generos de peste 60 de milioane de euro, finanțat din fonduri europene și gestionat de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii. Implementarea acestuia a presupus modernizarea a peste 40 de kilometri de drum național, construirea a 3 viaducte în zonele afectate de alunecări de teren și refacerea podurilor și podețelor de-a lungul întregului traseu. Modernizarea DN29D Botoșani-Ștefănești este un proiect care contribuie la dezvoltarea economico-socială a județului. Facem drumuri bune cu drag de oameni!